Bună ziua, stimată asistență! Eu sunt Maxim Levidinski, sunt secretarul Comisiei Electorale Centrale. Vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră că prin hotărârea numărul 2849 din 29 octombrie 2019, Comisia Electorală Centrală, bazându-se pe prevederile legii privind administrația publică locală, a hotărât, a convocat pentru astăzi, 1 noiembrie 2019, orele 11, în prima ședință de constituire, Consiliul Raional Dobăsari. Luând în considerație că, în conformitate cu prevederile legii privind administrația publică locală, ședința de constituire se prezidează de cel mai vârstnic și cel mai tânăr consilier, potrivit informației care o deținem din consilierii prezenți, rog să treacă la tribună domnul Porubin Petru și doamna Rusu Cristina. Domnul secretar, vă rog să anunțați numărul consilierilor prezenți, existența sau inexistența forumului și posibilitatea continuării ședinței de constituire. Stimați consilieri, conform listei de prezență la ședința de constituire a Consiliului Regional, sunt prezenți 25 consilieri din 27. Ședința este deliberativă. Stimați consilieri, înainte de a procede la ordine de zi, este propunerea să onorăm drapelul Republicii Moldova și a Raionului Dobăsari. Mulțumim! Acum ofer cuvânt domnului Petru Porubin pentru a pune în discuție ordine de zi. Bună ziua tuturor, stimată prezență! Se propune următoarea ordine de zi a ședinței de constituire a Consiliului Raional Dobăsari din 1 noiembrie. Cu privire la constituirea Consiliului Raional Dobăsari, raportor, întrebare, cu privire la formarea fracțiunilor în cadrul Consiliului Raional Dobăsari, raportor, președinții fracțiunilor. Și a treia întrebare, cu privire la inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate, Consiliul Raional Dobăsari, raportor, Sergiu Grigore, secretarul Consiliului Raional. Suntem de acord cu ordinea de zi citită. Până la vot. Cine pentru asta să adoptăm, oftim votăm. Împotrivă? S-au obținut? Unanim. Trecem de la... Oftim, oferim cuvântul. Domnul Lebedinski. Stimați consilieri, prin hotărârea judecătorească a judecătoriei Creuleni, sediu central, a fost hotărât a confirma legalitatea legilor locale la funcția de consilier în Consiliul Raional Dobăsari în cadrul scrutinului electoral din 20 octombrie 2019 și validate mandatele consilierilor aleși în Consiliul Raional Dobăsari, precum și a supleanților acestor. Astfel, într-o executare a hotărârii instanței de judecată din 28 octombrie 2019 și a hotărârii Comisiei Electorale Centrale, luând în considerație existența quorumului la această ședință, consider că Consiliul Raional Dobăsari este legal constituit și permiteți-mi să vă înmânez prima legitimație, sigur că nu este atât de atractivă, dar în scurt timp cred că domnul secretar va asigura și elaborarea legitimațiilor din plastic. În orice variantă aș fi vrut să vă felicit, sunteți primul raion sau primul consiliu raional din țară care a fost constituit după alegerile locale generale din 20 octombrie. Sunteți
primii care își asumă responsabilitatea în fața cetățenilor. Este o ședință publică, vedem că sunt poate rude, poate susținători, poate simpli locatari. În fața lor purtați răspunderea. 4 ani în urmă am avut posibilitatea să fiu consilier municipal în capitală. Pot să vă spun că nu este o muncă nici plăcută, nici ușoară. Este greu. Este greu să mergi pe drum și te uiți în ochii localnicilor și cu atât mai mult să porți răspundere pentru activitatea ta. Decătând la asta, vă felicit și vă urez succes tuturor și dați să începem pe rând. Domnul Filipov Grigore. Domnul Berzan Sergiu. Cred că am să facem. Domnul Popa Dumitru. Dmitri, eu încerc. Domnul Izman Vladimir. Domnul Grigore Sergiu. Doamne, și să vă aduc aminte că am confruntat cu legea, aveți 30 de zile să determinați în ce funcție rămâneți. Domnul Policinski Grigore. Domnul Todica Vasile. Domnul Bogdan Petru. Domnul Driga Stepan. Domnul Gazia Nicolae. Am făcut dintr-o parte de scenă în altă, mă gândesc că aș fi mai simplu, dar tot am fost așa. Domnul Porugel Petru. Doamna Bodner Valentina. Domnul Kirilo Ion. Domnul Avramov Vecislav. Domnul Isaac Ilie.
domnul Bulat Victor. Domnul Soltan Oleg. Domnul Driga Valeriu. Mirca Petru. Doamna Rusu Cristina. Doamna Andrei Raisa. Domnul Tataru Victor. Domnul Mitsu Alexandru. Domnul Turturică Ivan. Doamna Pavlicenko Efimia. Palimenko. Domnul Bătrâncea Vasile. Domnul Tanase Tudor. Așa fizic am verificat și prezența la toți. Ca să ne convingem că într-adevăr datele sunt corecte. Stimați consilieri, încă o dată vă urez succese și cu Doamne ajute. Noi cred că în continuare am să vă lăsăm să decideți și constituirea fracțiunilor în lipsa noastră. Comisia Electorală Centrală este un organ apolitic, dar gândiți-vă că acțiunile dumneavoastră se vor răsfrânge și asupra voastră și asupra fiecărui locuitor a raionului vostru. Succese și toate cele bune! Vă mulțumim! Am început cu stimată prezență, acum spun stimați consilieri. Trecem la întrebarea a doua. Vorbim la a trebuit votat, da? Clar, da. Da, după cum procedura până la votare, prima întrebare. Cele pentru asta mandatele primite vor fi validate, cele pentru pot fi votate. Împotrivă, s-a obținut unanim. Trecem la discuție la următoarea întrebare. Formarea fracțiunilor în cadrul Consiliului Regional de Băsar. Raportori sunt președinții fracțiunilor. Probabil că logic va fi început de la fracțiunea Partidului Socialist. Da. Președintele Partidului Socialist, poftim, vă oferim cuvântul.
Deci, în Consiliul Raional de Basar a fost formată fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. În cadrul Raionului de Basar, din 12 consilieri. Eu îi voi da citire consilierii care sunt în această fracțiune. Filipov Grigori, Berzan Sergei, Grigoriev Sergei, Todica Vasili, Driga Stepan, Botnar Valentina, Isaac Ilie, Soltan Oleg, Rusu Cristina, Andreev Raisa, Turturica Ivan, Bătrâncea Vasili. Vă mulțumim, da. Pentru proces verbal, probabil, da, e de ajuns, da. Eu vreau să atenționez pur și simplu că fracțiunii în cadrul Consiliului Rămână se primează numai puțin din 3 consilieri. Asta e ca notă informativă. Poftim următorul președinte a fracțiunii Partidului Democrat sau... Da, poftim. Cum se oferă domnul Popa Dmitri, președinte fracțiunii Partidului Acum. Stimați colegi, domn președinte, oaspeți, bună ziua! Noi probabil astăzi o să avem câteva, o să ținem o cuvântare probabil un pic mai târziu. Noi, cei din blocul electoral, platforma DA și PAS, am ajuns la decizia ca să fim mai departe în componența următoare. Ca și președinte este Dmitri Popa, subsemnatul. Vicepreședinte este Petru Bondar și secretar este Ion Chirilov. Ședința a fost la data de 28 octombrie. Respectiv, am să vă prezint procesul verbal și declarația cu privire la constituirea fracțiunii în Consiliul Raional. Da, respectiv, formațiunea blocului Acum, platforma DA și PAS în Consiliul Raional Dubăsari este formată din 5 consilieri raionali și am să dau citire. Popa Dmitri, Bondar Petru, Chirilov Ion, Nirca Petru, Polivenco Efimia. Mersi mult! Vă mulțumim! Și poftim oferim cuvântul președintelui fracțiunii Partidului Democrat. Bună ziua, stimați consilieri, felicitări pentru mandatul obținut. Noi, fracțiunea Partidului Democrat, am constituit fracțiunea din 5 consilieri raionali, în componență Izma Vladimir, Gazel Nicolae, Bulat Victor, Tătaru Victor, Tanasef Tudor. Președintele fracțiunii Partidului Democrat este Izma Vladimir, secretar Bulat Victor. Vă mulțumesc! Am auzit, procesele verbale sunt prezentate. Eu pun la votare pentru acceptare. For... Da. Este o propunere pentru redactarea punctului 2 din prezenta decizie, prin care este necesar, conform cadrul legal ce scrie, se inițiază procedura de formare. Pe parcurs pot să mai fie și alte. Dacă îmi dați voi, eu pot să vin cu claritate. Conform legii administrației publice locale, într-adevăr, la prima ședință de constituire se inițiază procedurile de formare a fracțiunilor și se inițiază constituirea comisiilor de specialitate. Adică, nu nimic, n-avem nimic împotrivă la propunerea respectivă. Da, mulțumesc. Сказывается опыт, да, видно. Корект. Алты объекты сынт, стимас консилер? Ну, рыбу на ватаре, да? Чин пентру аста, путин. Потребен, сообщен, унамин.
la trei întrebări e corect, cu privire la inițiere. Așa reptisul redactat. Cu privire la inițierea constituirii Comisiei Consultative de Specialitate Consiliul Raional de Băsari. Raportor Sergiu Grigore, poftim. Da, mulțumesc, domn Petru. Stimați consilieri, vreau să vă aduc la cunoștință conform procedurii și după cum ai expus, conform articolul 13 al legii administrației publice locale, la prima ședință de constituire se inițiază procedura de constituire a comisiilor de specialitate. La una din ulterior consilierii raionali vor veni cu propuneri privind denumirea comisiilor de specialitate, inclusiv la componența numerică și nominală. Asta va fi la următoarea ședință a Consiliului Raional, pentru a avea posibilitatea Consiliul să-și examineze ulterior următoarele proiecte de decizii. Rog susținerea proiectului de decizii. Pun la votare. Cine pentru? Împotrivă? S-a obținut unanim. Deci ordinea de zi a fost discutată. Obiecții privitor la ordine de zi, la întrebările care au fost supuse, sunt la stimați consilieri. Propunerea atunci. Pe parcurs, da, cred că. Poftim, da. Stimați consilieri, vreau să vin cu o propunere protocolară că azi, în procesul verbal, să fie decisă următoarea ședință a Consiliului Raional, data, ora și locul desfășurării acestea. Pentru ca să ne fie nou mai comod pe viitor să pornim activitatea. Nemijlocit aprobarea fracțiunilor, ați fi și a comisiilor de specialitate, minimum este două întrebări. Dacă sunt careva propuneri. Da, poftim propuneri din partea fracțiunilor. Pe ce dată preconizăm următoarea ședință? Da. Eu aș propune ca să avem timp suficient pentru a pune în discuții toate momentele pentru ședința următoare, respectiv să avem, consider, din câte am înțeles, este și o sărbătoare în Goști. Să profităm și de sărbătoare și ca să nu ne încurce nouă activitate la nivel de Consiliu, să avem ședința peste săptămână. Bun, mai sunt propuneri. Dar de ajuns două. Eu dar atunci pun la votare. Prima propunere a fost dată de 11 și a doua... 11, am înțeles corect? 14. 12. Prima 12 a fost și a doua propunere a fost dată de 7. Eu spun deodată că eu nu sunt un țar de dată de 7 pe dată de 10. Nu sunt un țar de dată de 7 pe dată de 10. Nu știu dacă altcumva poate nu mai sunt sau mai sunt, mă rog. După 11 plec eu. Până cum ați să facem? 6. Poftim. Au fost două propuneri. Eu insist. Două propuneri au fost. Data de. Da, poftim. Având în vedere ce unul se duce, altul se duce și mai multe propuneri aici, cred că, într-adevăr, cramul e cram, cel mai bine de la 1 și pe data de 11. Propunerea. Da, e clar. Au fost două propuneri. Data de 11 și data de 7. Data de 11 și ora 11. Și ora, ora. Ora. Ora 11 și 11. 7 tot 11, da? Domn Filip, 7 tot ora 11. Da, propunere, da. Repet încă o dată, au fost două propuneri. Data de 11, ora 11, a doua propunere pe data de 7, ora 11. Până la votare, prima propunere parvenită. Cine pentru
a petrece ședința următoare pe data de 11 la ora 11, poftim, votăm. Numărăm voturile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cine împotrivă? 1, 2, 3. Cine pentru a doua propunere? Votăm. Cine pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu votat pentru prima. Prima am votat. Eu am votat, dar nu m-am numărat. Eu nu mă numără pe nimeni, 12. 12, da, asta e corect. Pentru a doua, a doua propunere, votăm încă o dată. Vedem. Da. 1, 2. În așa mod, trece propunerea a doua. Următoarea ședință de petrecut pe data de 7 la ora 11. Deci, doilea propunere și cineva a mai votat. Da, de două ori. 14. Totuși, a doua propunere n-au mai mult de... Da, 14 și 11. Da, și dacă nu ies aritmetica. O votat 12 cu 4 și 26, dar sal suntem la 25. Da. Doamnă consilier Tănașu, eu am terminat școala cu trenață matematică. Poți să-mi trei cifre la trei cifre. Poftim în sală și îți spun rezultatul. Da, nu faci cine numără. Până la zis putem număra toți, da? Într-adevăr, este interesant. Fac obiect. Fii obiectiv. 12 și 14. 12 cu 14 și 26. În sală suntem 25. Olea? Cineva? Cineva a votat așa. Dar să fim obiectivi, dar să fim cinstiți. Da, probabil. Prima dată a spus că potrivit nu trebuiește. Dar nu dăm trebuiește. Poftim. Eu sunt doar moderator, trebuie să fac. N-am nici patimă, nici ură față de nimeni. Dar trebuie, văd cum este lucrurile în sală. Și facem dreptate acum. A doua. Începem cu așa. Cine pentru prima propunere? Matei, mă rog tot. Prima propunere, pe data de 11, la ora 11, poftim, votăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Da, fixat, 11. Dacă nu este aritmetic, nu este sens, dar depus la votarea de urmă. În așa fel, справедливость восторжествовала. Третья два пропунера. В дата де шапки, на ворам мы разрешили. Полно аватаре, да? Полно? Да. Да. Стиматский консилер, наша мод, орден здесь сайли поезда. Сайли поезда. Ши объекции сын пропунер. НТБ, ДМГ. Poftim? Nu dă. Cine dorește să... Vă dă... Cine dorește să...
cuvânt. Poftim. Cuvânt să ofer prin verbalul domnul Procescu Grigore. A, foarte. O te recomand cu reglament. Reglamentul domnul și de cât doriți. Cât doriți. Eu am și să spus, da, trebuie să fim bărbiți. Ședința este, ordinea de zi a fost epuizată. Pur și simplu, care dorește e cuvânt, care nu dorește nu e cuvânt. Stimați colegi consilieri, stimată asistență, sigur că vreau să felicit pe toți dumneavoastră cu această ocazie, cu primirea mandatelor. Vreau să vă doresc absolut fiecare în particular să reușiți ceea ce vă doriți, să aveți succes, să aveți aprecierea din partea cetățenilor, să reușiți să obțineți încrederea în continuare în forțele dumneavoastră, să reușiți să convingeți populația că fiecare dintre dumneavoastră, nu degeaba, a mers în campanie electorală, nu degeaba a obținut acest mandat. Avem de lucrat foarte mult. Este de lucrat foarte mult. Este necesară o consolidare. Este necesară o voință și o dorință de a promova în continuare acele proiecte care au fost pornite. Sigur că este necesară o revitalizare a activității și a Consiliului Regional. De aceea sper foarte, foarte mult că viitoarea ședință a Consiliului Regional va da rezultate pozitive prin alegerea unui președinte de raion, prin alegerea organelor de conducere și în termen cât se poate mai restrâns să fie pornite toate și comisiile de specialitate, proiectele, fiindcă este finisarea anului, este necesar de lucrat cu bugetul, cu programul de activitate și desigur că este necesar să fie pregătit toate instituțiile pentru perioada de toamnă-iarnă. Cu această ocazie vreau să felicit domnii primari care au obținut mandatul, care sunt prezenți aici în această sală, dorindu-le de asemenea succes, dorindu-le realizări frumoase și la sigur că dorindu-le ca pe parcursul atâți acești 4 ani să aibă conlucrare cu Consiliul, să aibă conlucrare cu cetățenii și să lucreze într-adevăr pentru toți cetățenii Raionului de Băsari. Doresc nouă tuturor să lucrăm în interesul oamenilor, să lucrăm în interesul Raionului de Băsari și fie ca acest Consiliu să reușească mai multe decât am reușit noi în anii precedenți. Să trăiți și succes tuturor! Vă mulțumim! Doritor, mă sunt? Da, putin. Prima mea ocazie, cât pe ce să încep un discurs. Nu cred că au putut să observ în momentul ăsta. Bună ziua din nou, Dumitri Popa sunt. Sunt originar din satul Molovata. Sunt pentru prima dată consilier raional și am mare speranță că împreună cu colegii din blocul acum, care venim cu intenția prietenoasă, colegială, de a lucra în Consiliul Raional, de a aduce rezultate și de a asigura o continuitate proiectelor care au fost inițiate, începute, pentru a dezvolta atât imaginea cât și starea și calitatea vieții în Raionul de Băsari. Venim cu doleanțe pe care credem foarte mult că o să fie susținute în Consiliul Raional de către colegii noștri de la celelalte fracțiuni. Probabil că multe ne sunt așteptările care noi le avem, însă vreau prin această cale la prima noastră ședință să mulțumesc domnului președinte pentru o activitate atât de îndelungată în cadrul Raionului de Băsari. Vreau să urez succes colegilor noștri din celelalte fracțiuni în activitatea pe care noi o vom presta și, desigur, primarilor pentru a identifica proiecte și de a aduce aceste inițiative până la bun sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult, vă felicit încă o dată și pentru noi revedere. Mersi mult! Vă mulțumim! Mai există cineva, poftim? Da.
Dacă îmi permiteți, vreau și eu să mă folosesc de poate cel scurt termen care îl dețin mandatul de consilier regional, că oricum cred că ulterior îl voi depune. Dar acum, în calitate de consilier regional, vreau tuturor colegilor, consilierilor regionali care au trecut în scrutinul electoral ca consilieri regionali și vor activa perioada respectivă de 4 ani în cadrul Consiliului Regional, vreau să vă doresc să aveți tărie de caracter, să aveți idei constructive și, desigur, să ideile respective dumneavoastră constructive să fie în folosul raionului. Să promovați imaginea raionului Dubăsari, proiectele în folosul raionului Dubăsari și, desigur, să purtați cu demnitate mandatul respectiv de consilier raional. Eu, pe această perioadă scurtă, poate, care îl voi purta, ați fac maximul posibil să fac și eu aceeași ce vă solicit de la dumneavoastră. Tuturor colegilor vreau să le doresc succes, să fiți profesioniști în iarăși perioada respectivă. Funcționarii publici au legea la baza lor, care trebuie să o respecte și să fie întotdeauna în folosul și în susținerea consilierilor raionali. Dacă să fie o unitate în cadrul Consiliului Raional și o unitate în toate structurile care lucrează pentru raionul Dubăsari, credeți-mă că să avem rezultate foarte mari. Tuturor succes și baftă! Mersi mult! Da, foarte mi-a dorit, da. Bună ziua! Încă o dată, inițial m-am gândit să iau cuvântul, dar vreau și eu din partea fracțiunii Partidul Democrat să mulțumim alegătorilor care ne-au dat votul de încredere și sunt ferm convins că nu o să dezamăgim. După experiența care am acumulat-o timp de 4 ani împreună cu colegii noștri care au mai fost consilieri raionali, o să avem o muncă constructivă. O să avem, cred că împreună cu colegii raionali, indiferent de opțiunea politică de partid, o să avem rezultate bune pentru întregul raion Dubăsari, indiferent de platou, că e Ustea, că e Coșnița sau Cocieri. Partidul Democrat a demonstrat încă o dată că este un partid puternic. După o mică criză politică, ne-am revenit și mergem înainte. De ce vă mulțumesc și vă doresc succes la fiecare în continuare. Vă mulțumesc! Da, poftim, domnul Bonar. Stimați colegi, eu vreau să dau citire obiectivelor care stau în fața noastră în fracțiunii blocului acum. Noi avem trasate mai multe obiective pe care vrem să le realizăm în cadrul Consiliului Regional și o să dau citire acestor obiective ca toată lumea să le cunoască. Primul obiectiv este la contribuirea și dezvoltarea infrastructurii localităților raionului, acces la canalizare centralizată, apă potabilă, drumuri asfaltate. 2. Lichidarea postelor de pacificatori și vame interne. 3. Repartizarea uniformă și echitabilă a surselor financiare raionale pentru toate localitățile raionului. 4. Alocarea surselor financiare pentru alimentarea tuturor copiilor din gimnazii și licee din clasele 1-9. 5. Apărarea drepturilor proprietarilor de terenuri după traseul Râbnița-Tiraspol prin asigurarea accesului liber la proprietăți. 6. Dezvoltarea serviciilor sociale în toate localitățile raionului pentru persoanele vârstnice după modelul suedez. 7. Valorificarea potențialului turistic raional. 8.
susținerea inițiativelor de tineret prin alocarea de surse financiare pentru inițiere de afaceri și proiecte sociale. Și nouă, atragerea investițiilor prin crearea unei zone economice libere în raion. Deci acestea sunt unele din obiective care blocul acum își propune să le realizeze în cadrul Consiliului Raional. Noi o să cerem susținerea colegilor noștri pentru realizarea acestor obiective. Credem că sunt obiective pentru toți locuitorii raionului Dubăsari, pentru îmbunătățirea traiului, pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor noștri. Noi ne propunem să lucrăm cu toți consilierii, să avem o bună colaborare fructuoasă cu toți pentru realizarea obiectivelor bune și propunerilor bune care o să vină din partea tuturor consilierilor, fracțiunilor, grupurilor de inițiativă din cadrul Consiliului Raional. Încă o dată vă felicit și spor la muncă! Mulțumesc, da, doamne! Insistă pe cineva, poftim. Eu spus că da. Da, mulțumim. Da, nu-s doritor, da? Spus că, domnul ședința se încheie, da. Dar permiteți întrebările cu un ordin de zi au fost discutate. Vă mulțumesc, vă felicit, vă doresc sănătate și succes!